rând. Și nu-i hotărât că vrea să ne prinească, da? Nu, pe mine el nu știa că nu s-a aștepta cu... Dar și trebuie programare, vii în oare de primire și gata. Nu, am că niciodată nu vreau să mă primească în primul timp. Dar de ce ori? Dacă cu Elena Pruneanu am criticat pe internet la poținere și cu alți procurori. Subalterna lui? Deci, procurorii care s-au ocupat de cazurile pe care am avut eu, am fost parte vătămată, deci procurorul Igor Cerchez este deja, a fost pus sub învinuire. De aici, de la Buicani? A lucrat aici, la Buicani, dar s-a transferat la judecătoria Orhei. Eu am sesizat... Și învinuit de ce? De corupție. A, minunat. Deci, eu am... Dar încă nu-i condamnat. Încă nu. Deci, învinuit, pus în învinuire și a fost hotărârea Consiliului Superior a Procurorilor. Suspendare, probabil. Suspendare, da. Dar nu știu de unde să judic sau nu, nu văd internet. Deci, acest procuror a condus o cauză penală în care eu am fost parte vătămată și l-am suspectat, l-am bănuit de corupție. Și l-ați denunțat superiorilor sau la CNA sau cine se ocupă de așa caz? La superior le-am denunțat, este bănuială și toți au fost de acord că este. Dar nu a închetat cazul dumneavoastră, pe alt caz. Dar dumnealor au spus că el a plecat, deci a pleacă. Adică în altă procuratură. Da, dar ce contează dacă este bănuială? Și termen de prescripție câțiva ani, așa că puteau să încheteze, nu? Puteau dumnealor să sesizeze ori Procuratura Anticorupție, ori Securitatea Internă a Procuraturii, dar n-au făcut-o. Deci tot pe acest caz eu deja depunem mai multe plângeri împotriva colaboratorilor de poliție. Ele au fost majoritatea examinate de către doamna Elena Pruneanu. Tu de aici, la Inspectoratul Buicani, da? De la... Sectorul ăsta. Procuror. În sens că v-ați plâns pe polițiști din Buicani. Da, 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 da. Și dumneavoastră ei tot a tergiversat cu bună știință. Și apoi, ulterior, eu deja bănuind că nu ca pur și simplu a tergiversat, dar comportamentul dumneavoastră ei le trezea dubii. Că arogant, mai brusc ca niciodată. Când v-a chemat la audieri, da? Eu nu mă chemam. Sau vineați să vă interesați de dosar și vă bruscă? Da, da, știe plângerile mele. Deci nici la una nu pe asta vreți să vă plângeți acum la șef? Nu, 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 nu pe asta. Pur și simplu, anterior eu am bănuit-o că aveam un interes personal cu polițiștii și apoi ulterior am constatat că soțul dumneavoastră fusese condamnat de două ori. Întâi o dată, în 2013... Polițiști și el sau? Ex-colaborator de poliție, poliția rutieră și a fost condamnat odată la judecătoria Buicani în 2013, în decembrie, adică 2 ani, când dumneavoastră era procuror. Și a doilea oară în dosar este cu Mânzat, conex, cu avocatul Mânzat. Știu, știu. Cu Moldasigu. Deci, acum dumnealui are statut de inculpat, deci i-au divorțat, dar e Pruneanu, da? Dar el e Pruneanu și el e Sergiu Pruneanu. Deci este, are statut de inculpat la curtea de apel. Deci, dar și ne primește șef sau stăm aici? Hai să intrăm. Și când ne așteaptă șef? Haideam la șef. Și apoi și intrăm cu dumneavoastră. Am plicat cu fratele. De ce n-ați venit când 300 ani vine la mine să plângea pe dumneavoastră? Gheorghe? Da. Poți să vin și atunci, că acum a venit doamna Puiu să plângă. Da. Poftim la loc, dar dacă se referă la date cu caracter personal... Dacă dânsa mi le prezintă, atunci dumneavoastră nu aveți de ce să vă îngrijorați. Dacă dânsa mi le arată, le faci public, de acord. Domnul procuror, eu am absolvit o facultate de drept și am susținut teza de licență, societatea informațională și protecția datelor cu caracter personal, nu te zici. Deci eu... Mulțumesc, dar știți, nu prea am beneficii, am ales în Procuratura Buicani. Dumneavoastră, după cum știți, sunt mai multe procese penale. Dar să vorbim la concret, fiecare în parte. Eu am venit acum, mai ales cu procesul penal, care este
în privința colaboratorului Eduard Danuț, din 24 august, în privința căruia a fost hotărârea judecătoriei Boicani privire la reluarea procesului penal și la cercetarea în cadrul urmăririi penale a acțiunilor și inacțiunilor. Deci acolo sunt mai multe acțiuni, adică eu pretind că a comis mai multe infracțiuni, fapte prejudiciabile care se încadrează în anumite articole ale codului penal. Deci, cel puțin trei. Eu am depus plângeri împotriva dumnealui pe trei articole, dar eu văd și a patrulea articol. Deci, care probabil nu ține de competența Procuraturii Boicani. Deci, procesul penal a fost reluat, dar n-a fost cercetat. Probele n-au fost cercetate și este cu bună știință tergiversat, a fost tergiversat cu bună știință de către procurorul Viorel Biei. Deci, dumnealui, în primul rând, pe tot parcursul, exact ca și în alt caz, procurorul Gheorghe Mihaelă, îmi emite, mă anunță, peste două săptămâni, că deja după ce am intervenit eu, că a fost adoptată ordonanța din începere a urmăririi penale, ar să vede foarte clar caracterul denigrator în adresa mea. De ce spuneți două săptămâni, dacă nu știu cu copiii ați fost? Exact în ziua ce v-a dat hotărârea la mine? Asta cu data din nou mi-a dat. Păi atunci când s-a emis hotărârea, chiar în ziua ce? Hotărârea este din 2 decembrie. Corect, conform codul procedurii penal 274, în 15 zile se informează. De la momentul emiterii ordonanței. Dumnealui m-a informat fără să-mi dăie ordonanța, a expediat timpul și pe data. Bine, dumneavoastră ați primit un termen, ordonanță, de 15 zile, copia ordonanței, în termen de 15 zile de la momentul adoptării. Care-i pretenția la șeful procuraturii? Pretenția dumnealui tergiversează termenul, în primul rând mi-a dat scrisoarea fără ordonanță, a trimis expediat-o prin poștă. Pe data de 8 a intrat la a doua oară, am venit eu și am ridicat ordonanța în originea. Vă rog, scriți o plângere, iată. L-am informat pe domnul Popov și dumnealui mi-a spus că nu trebuie să scriu plângeri, că dumnealui l-a verificat. Scriți, vă rog, o plângere dacă ați constatat că sunt careva încălcări din partea procurorului, eu voi examina. În situația în care va fi necesar direcționat, neapărat o selecționez. Și am fost la cu subiectele astea. Ce este de hotărâri, exact așa, în 299, prim 299, cu contestați la mine hotărârea, dacă o să găsesc temeri de anulare, o să fie anulat, dacă nu, o să vă informez și ulterior o să aveți drept să vă adresați. Plângerea este examinată acum la domnul Popov. Deci plângerea mea, eu am scris-o și se găsește la examinare la domnul în 299 sau la acțiunile procurorului? La anume că nu ați primit răspuns sau ați contestat ordonanța? Ordonanța eu am contestat-o, este la domnul Popov. Am mai scris încă o plângere care nu a fost înregistrată și mi s-a dat un răspuns tot așa, chipurile care ar fi fost examinat în cadrul procesului penal numărul 304. În primul rând este hotărârea instanței de judecată. Stați, dumneavoastră ați vorbit acum de hotărârea lui Bie. A ce e contestată deja? Ați spus că la domnul Popov. Dumnealui în ordine de control ierarhic a examinat ca și procuror ierarhic față de domnul Bie. Vă examinați și vă adopta hotărârea. Îți primi răspuns. A doilea moment. Eu vroiam să vă spun că nu au fost examinate probele video pe care eu le-am prezentat. Bine, asta examinat. O să examinează procurorul conducător în cadrul petiției. Acum dumneavoastră puteți vă duce să dați o explicație suplimentară. M-am dus, dar nu m-au chemat. Nici procurorul ierarhic superior, nici domnul Bieu. În primul rând, declarațiile mele n-au fost administrate sub nicio formă. Eu am înțeles. Acum și în al doilea rând, este hotărârea chiar și în cadrul în cadrul contravențiilor, cercetării contravențiilor, este recomandarea Curții Supreme de Justiție, numărul 72, prin care spune foarte clar că colegii de serviciu a colaboratorilor de poliție care au un interes nu pot fi audiați în calitate de martor. Deci, atunci, la momentul respectiv, s-a tergiversat. Doamna Pui, noi acum nu examinăm materialul, ca dumneavoastră să explicați toate momentele astea. Deci este la examinare la domnul Popov. Vă duceți suplimentar. Nu m-au
ea și ne-a fost la audiență. Deci în baza calomniei, materialului calomnios, absolut, și fabricat, probă fabricată, deci domnul Eduard Dănuț este pasibil de răspundere penală pentru fabricarea probelor și asta e evident. Dacă se va constata neapărat... S-a constat că acolo este, e constatat de către instanță deja, că a făcut acolo un raport precum că eu l-aș fi jurat și a apelat serviciul medical de urgență psihiatric. Deci o persoană care pe mine nu mă cunoaște, m-a văzut prima dată, ce s-a întâmplat în două minute? În două minute, ce se poate întâmpla ca să fie așa de grav? Că există cod penal în care prevede foarte clar când trebuie să apelez serviciul de urgență și doar în baza hotărârii instanței de judecată, deja irevocabilă, pot fi tratat sau internat într-o instituție psihiatrică. Deci Dănuț ăsta e polițist și a chemat serviciul psihiatric de urgență. Da, de urgență și au venit... Și procurorul v-a dat o ordonanță cu care n-ați fost de acord și a trimis-o la Popov. Deci nu, n-am cercetat și n-am pornit urmărire penală. Și acum se ocupă șeful lui. Reluat deja proces penal. Deci a fost hotărârea. Doamna Popov, duceți la domnul Popov, o să vă audiați pe mari. Mi-a spus că n-are el timp și foarte arogant. Acuși o să primească. M-a primit binevoitor și mi-a spus că va lua măsuri. Dar să vede că în baza calomniilor pe care le-au raportul ăsta pe care l-a fals și... Iarăși noi examinăm, nu examinăm acum material. Vă duceți la domnul Popov, îi explicați am anunțit ceea ce aveți la plângerea care s-a înaintat-o suplimentat și deja dumneavoastră adopte hotărârea.